Cei doi turiști bucureșteni au cerut ajutorul salvatorilor duminică în jurul orei 17. Jandarmii montani din Sinaia au răspuns apelului și au plecat imediat spre locul indicat de turiști. Cele două persoane au rămas înzăpezite cu un autoturism pe drumul județean 713 spre cabana de Chiu. Ajunși la fața locului, jandarmii montani au acordat sprijin persoanelor aflate în dificultate pentru a scoate mașina din zăpadă și le-au însoțit până au ajuns la Sinaia în jurul orei 18:30. Niciuna din persoane nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Teoretic, cei doi turiști nu aveau ce căuta pe acel sector de drum, pentru că acesta era declarat închis circulației din cauza riscului de avalanșe.